Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă unde zburăm cu avionul și distrugem chestii. Mă, ce armă asta? Ce bombă asta? Ia că tică e. Tic, tic. Eee! What? Mamă, cât de old school trebuie să fie jocul ăsta. Free explosives for all. Spawn flying chair. Ce mă? Păi și cum zbor el? Wow, wow, wow! Bă, zbor cu scaunul pe apă! Asta e noul avion, băieți! Ce mă? Există și în viața reală? Flacără! Ia vezi ce putere am! Puterea focului! Wow! Ce-ar mai trebui să fie M-am transformat în rachetă! Self-destruct. Deci noi avem niște bărci. Avem niște chestiuni. Uh, spawn wolf seaplane. Aha, îl respawnăm, gen. Ok, zburăm. Uh, cum zburăm? Ah, zburăm din mouse. Aici nebun? Și avem insula aia în față. Fire guns. Și care e scopul nostru? Wolf Seaplane. Avem o bombă acolo? Bun, hai să vedem ce mai avem valabil aici. Avem barca asta mică. Ok. Și ce facem cu ea? Pur și simplu... Ce facem, O Tragem cu spatele. A, ah, se învârte ăsta. A, ah, mouse toggle, mamă. Ok, și ideea e că noi ne ducem la orașelul acesta și efectiv o să tragem și distrugem orice. Doar că bărcuța asta n-ai ce să faci cu ea, e prea prostie. Deci trebuie să o abandonăm. S-a scufundat acolo. Și, jocul este foarte vechi. Ideea... Um, este următoarea, trebuie să... Spawnăm diferite... Um, chestiuni, cruiser, de exemplu. Și... Plecăm cu el, ia. Sit there to control the rear turret. Bă, vreau să-l conduc, nu să... Care e, mă, șoferul ăsta? E volanul. Plecăm, băieții! Plecăm cu submarinul, fii atent. Ok, ok, ok. Și putem să distrugem și noi ceva? Uite, avem uh, turetele, m A, ah, avem turetele la mari! Mamă, ia! Oh, my God! My goodness! Ce să facem? Dacă noi reușim să doborâm clădirea aia A, nu, nu, trage destul de sus, mă Ba da, mamă E un joc foarte vechi ăsta Cam ăsta e farme cu lui E mai mult pentru cei care erau foarte old school pe Roblox, să zic așa Pentru că acum a apărut jocul nu mai complicat Adică asta nu te mai uimește Dar presupun că prin 2010 sau cine știe când era jocul ăsta Te uimea Cum stă, mă, clădirea aia în aer? Pe ce stă, pe frânghie, pe ce stă? Ok, Uh, tu control de Torpedo, a ah, vezi ce mișto asta Torpedo e ceva pe dedesubt cred, Fire Torpedo, S -s. ia X Sunt Bă, bă ne-am bubuit singuri Nu puteam să controlez, trimit o rachetă pe sub apă Da mă da, mișto, dar ne-am distrus singuri de ceaba Wow wow, wow ia mă, mă, racheta teleghidată Voi realizeți că există așa ceva și în viața reală probabil? Cât de insane tehnologia, uite, a bubuit acolo. Hai să ne dăm riscul că mai sunt și alte vehicule nebune și gigantice. Vreau să iau avionul. Ce se întâmplă în stânga, jos, acolo? Deci o să venim și, uite, o să distrugem această casă. Unde locuiți voi. Și o să dăm... Păi cât dau? A, nu, e pe R. frate, dar ce-au mă abonați, au nebunit. Stai, 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 doar așa slabă e bomba! Atât de slabă... Mamă, ce acolo? Cred că fiecare jucător are o insulă sau care? Că văd că poți să interacționezi pe aici. Asta e tot bomba asta slabă care nu distruge nimic. Bomba! Bubui tot, ia frum banii! Mă, ce se întâmplă? Am căzut. Hopa! Sparge geamul ăsta. că-i dau cu pickaxe. Nici bomba nu sparge geamul. A, gata, Ok, e o hartă care interacționează cu o groază de chestii, gen ce ar mai de acolo? Aceasta ce asta? E o săgeată? In money we trust. ah, o încredere în bani, am înțeles. Ah, văd niște turete. Nu știu dacă, zi, pe inșul asta trebuie să stea pleri și să o apere, că văd că te poți apăra într-un fel sau altul. Uite, asta e, a, ah, nu e, mi se pare că e barcă. Nu, hai să ne întoarcem. Atenți, Stai, mă, ce sunt? Se... Ok. Dacă mai zic o dată ce se întâmplă, hai să zburăm. O, am plecat cu elicopterul. What? Stă în aer! Elicopter care stă în aer, ați mai văzut? Așa. Cum mă ridic? A, pe și pe E. Și e mișto că ai toggle la mouse, adică să te duci tu cu mouse-ul exact. Dar mă, e doar o armă? Z, toggle mouse. Dar nu înțeleg. Um, distrugem chestii. Ah, ajutor! Ce s-a întâmplă? S-a blocat elicia el și nu are nimic elicoptera să bubuie până acum. Mamă, ca sunt o clădirea! Wow, chiar poate să cadă Să cadă vie. Hai că mai vorbesc dacă Fire guns armele astea nu distrug nimic efectiv pietă eu așa elicopter nu am mai pomenit Băi, tank, elicopterul ăsta nimic nu doboară Iadim o niște bombe Gata mă, s-a pleznit Da, e ca un joc ăsta, nu știu ce să zic despre el de ce nu dispar astea de aici și spawnezi non-stop? Nu are nici măcar o logică. Adică, uite, și tu spawnezi alta. Bă, frate! A, trebuie să le distrugi, cred. Aha, are, are sens, bă, are sens. Ce copai asta? Uite, nu pot să mă urc. Oh, bă, să mă urc în copaie, bă! A, Toggle dormă, uite aici. Forță rău de tot. Bă, chiar e tare jocul. Ia stai să ducem noi ceva de genul ăsta. Dar ce încarcăm noi aici? Îl transportăm pe... Am înțeles, îl transportăm. Free explosives for all. Barca de asta mică nu ne trebuie. Vreau să văd dacă pot să încarc tankul ăsta. Fii atent, venim cu barca aici și îl dăm și cu spatele. Am, am idee tare. Bă, zici că am 10 ani. Step. Doar mie mi se pare interesant. Um, vreau să văd dacă reușesc să-l încarc cu succes. Să cărăm tancul pe apă. Păi bă, nu merge așa. Sau? Ah! Oh! No! Oh my god. Um... Da, ce zici să încercăm cu fața? Oh! Mamă! Chiar e prea greu toncul pentru ce încercăm noi să facem. Deci încuiem ușa, dar stai că trebuie să mă dau la o parte. Nu! Dai, attach vehicle! Oh, my God! Bă! Tu am atașat asta și sunt învârte non-stop! Nu! Bă! Chiar așa imposibil să fie? Vreau uh, avion de bombardieri. Gata, sunt nervos rău de tot. Zburăm. S. What? Ce mă? S, S, râncăciov, tocmai ce luat zborul. Mă, lasă-mă să zbor. Uh, oh. Bine mă Și avem bomba acum Pilotul dumneavoastră La bord Zburăm către noul orășel pe care îl vom distruge Vom ajunge în 10 secunde Am pregătit o bombă specială Vom distruge întreg orașul Hai să vedem ea pe clădirea asta înaltă 3, 2, 1, 0. Wow! Bă, ne trebuie un avion cu bomba mai mare, mă. Ce sunt bombele astea micuțe? Ne trebuie nucleara direct. Adică ce sunt prostiile astea de bombe? Eee, ia, ce se întâmplă? Oh, a bubuit tot! da, e tare jocul. Vreau să văd că mai sunt niște d-astea mișto. Deci de aici poți apăra. Zic eu, jocul ăsta cred că e pe echipe și ai mai multe insule și te aperi unul cu celălalt sau îți aperi insula și ataci altele. Spawn Wolf Spaceship. Mamă, Zeppelin! Wow, Zeppelin, băieți! Voi realiza ce se întâmplă aici? Zboară, puiule, zboară! Oh my god, doi! Drop torpedo? Ia fi atent Pune și în apă, bă, frate E nebunie, eu vă zic Fire cannons Drop bombs Mamă, cu zepelinu Zdei dai seama că există în viața reală Big bomb, ia 3, 2, 1 Big bomb Wow Mamă, cum s-a distrus tot Ia fi atent mai dai un big bomb. Fire bomb. Mamă, cu foc. Cred că are cool de un uh, bomba asta mare. Big bomb, mai vreau. Mai dăm big bomb. A dropat-o? Nici nu știu. A dropat-o. Bă, oh, frate, stai un pic, stai un pic, stai acolo, stai acolo. Ia vezi la sara aici ce lucrează la butoane. Control guided missile. Stai Oh my god, nu te cred! What? Bă, iese din zepelin asta cu care zbori! Ce mă? Bă, frate! Și dau cu laser, uite la mine! Nu te cred! Nu! Zici că suntem în filmele Star Wars! Ce mă? Dacă eu intru la loc în navă cu asta... What? Bă, e nebunie jocul asta Ce se întâmplă? Control Guided Missile? Self-destruct? Nu stiu bă, ce apas oh, nu, mer nu mergea nimic. Bă, e nebunie Flying chair Pa Ui O da zboară scaunul ăsta Dacă ar exista și în viața reală Că viitorul nu mai era cu mașini Era cu oameni pe scaune care zburau Ok, ok, ce butonul ăsta? Mama, tare de tot Dar trebuie să fim la distanță mai mare Îți dai de la ce distanță trage asta? Deci nu trebuie să fi lângă oraș Dar acum în viața reală există niște sisteme unde de detectează direct dacă zboară vreun avion sau ceva Deci nu mai... nu poți să mai fi ascuns E greu, e greu de tot Te detectează instant și îți dă de pe pământ, îți trage cu rachetă în ăla Bă, frate ce e butonul ăsta? Disable flight ah! Bă, de ce a dispărut? Trebuie să bubuie We are mining. Acum intrăm pe calculator și aplaudăm episodul pe YouTube. Bă, Sara, mi-ai distrus calculatorul! Airstrike incoming. Wow! Bă, ăsta e un joc de nota 10. Ascultați-mă ce vă zic. Dacă aveam acum 9 ani, cocoșam jocul ăsta. Bine, nu mai e popular și lumea se joacă altceva. Și Robloxul uh, Roblox-ul a datat a evoluat mult, mult, mult mai mult de atât, dar ca să înțelegeți ce jocuri se jucau, uh, sau mă jucam și eu când eram mai mic, jocurile astea basic, unde n-aveai super multe funcții, gen ca pe simulator, unde ai butoane, te reportezi, faci sau chiar altele și mai și cu animeuri și așa, nu, doar câteva insule, te respawnezi, ai niște butoane de aici, uh, tragi tu, interacționezi cu diferite... Uh, zi arme, stând jos și cam ăla era jocul. Ăsta era Roblox și gândiți-vă pe un server de genul ăsta să fi intrat 50 de oameni și toată lumea făcea câte ceva pe o, câte o insulă. Și mă asta. Ok. Uh, da, chiar îmi place, e foarte distractiv, foarte nostalgic. Însă, uh, cred că ne-am jucat destul. Bine, mai sunt avioane și nebuneli pe, pe insula asta, dar uh, am văzut în mare parte ce era de văzut. Normal guy. E un om din Ohio ăsta. Ok. Dacă v-a plăcut, like, ne vedem la viitoare! POOOO!